Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea Life. Invitatul meu de astăzi este domnul Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. Bună ziua, domnule vicepreședinte, și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc frumos de invitație. E o onoare să fiu din nou prezent la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această apreciere. Domnule vicepreședinte, m-am gândit să abordăm mai multe subiecte astăzi, dar sigur că da, ieri a fost adoptat bugetul Consiliului Județean Prahova și este o zi importantă, dacă putem spune acest lucru, referitor la instituția din care faceți parte. Și spun că este importantă mai ales prin prisma faptului că este un buget record pentru Prahova, cel mai mare din istoria județului. Și un alt amănunt absolut interesant este al doilea buget la nivel național între toate județele, ceea ce înseamnă foarte mult, spune multe și despre capacitatea județului de a strânge niște bani, și mă refer aici din punct de vedere economic, despre puterea economică a județului. Dar sigur, lasă loc și pentru niște așteptări uriașe referitor la ce s-ar putea întâmpla în acest an. Și acest lucru aș vrea să vă rog să-l discutăm, domnule vicepreședinte. Care ar fi principalele investiții care vor demara, care se vor efectua în acest an în Prahova? Da, într-adevăr, bugetul Consiliului Județean Prahova pe anul acesta este un buget, îi spunem record, dar este un buget, așa cum spuneam ieri consilierilor județeni, este un buget care reflectă puterea județului Prahova în comparație cu celelalte județe din țară. Nu știu exact, este posibil să fie al doilea din țară. Oricum, suntem acolo, în primele județe din țară, în top, da. Și aș spune eu, 978 de milioane de lei este un buget destul de realist pentru noi. Într-adevăr, mare parte din acest buget vine din partea de fonduri europene. Și aici, așa după cum vă spuneam în prima noastră emisiune anul trecut, vă spuneam că noi lucrăm exact pentru a atrage fonduri europene și a merge pe această latură a fondurilor europene. Eu spun că dezvoltarea Prahovei, și așa vă spuneam și atunci, vine exact din partea aceasta de a putea atrage aceste fonduri europene. Mă întrebați despre principalele obiective. Într-adevăr, așa cum am spus, dezvoltarea începe cu infrastructură. Nu se poate să dezvoltăm județul fără să avem și partea de infrastructură dezvoltată. Și aici, ca și puncte de discuție, avem aceste centuri ocolitoare pe care conducerea Consiliului Județean și le-a asumat. Eu spun că sunt proiecte destul de solicitante, ca să nu spun altfel, în condițiile în care o mare parte, și știm foarte bine, Valea Prahovei pentru noi este o problemă că nu avem o autostradă. Atunci ne-am asumat această discuție despre a face centuri ocolitoare. Și putem să le luăm pe rând. La fel de bine avem și partea de infrastructură în ceea ce privește gazele. Iar un punct destul de sensibil în județul Prahova, unde vrem să performăm, ca să spunem așa. Bun, mai sunt și alte lucruri, dar cam aici ar fi principalele. Dacă doriți să le luăm pentru opinia publică, domnule vicepreședinte, sigur, toate sunt importante, dar cred că pentru opinia publică, poate primul pe o eventuală listă a investițiilor sau a proiectelor Consiliului Județean ar fi spitalul de noul spital județean pe care s-au făcut deja primii pași. Aș vrea să vă întreb dacă în acest buget este prins sau sunt prinse lucrări și la spitalul, viitorul spital județean. Da, avem prinse și anumite lucrări pentru zona aceasta. Ne dorim foarte mult să începem, așa cum orice proiect de investiție începe cu un studiu de fezabilitate foarte bine realizat,
Și bineînțeles, nu se poate altfel realiza proiectul fără acest studiu de fezabilitate. Asta o știm. Da. Deși noi am dus cam în derizoriu subiectul acesta despre studii de fezabilitate, dar este foarte necesar. Deci noi ne-am asumat și acest lucru. Spitalul Județean este o necesitate a județului Prahova, pe lângă fondurile necesare actualului Spital Județean. Că și aici este o discuție. Da. Încă suntem în perioada de pandemie și ne dorim să avem Spitalul Județean actual să fie deschis și să funcționeze așa cum trebuie. Sigur, mai ales că intervine și o concurență absolut amicală, desigur, și benefică pentru prahoveni, între Consiliul Județean și Primăria Ploiești, care și Primăria Ploiești face primii pași pentru construirea unui nou spital municipal. Un spital județean nou la Ploiești și un spital municipal nou la Ploiești chiar ar depăși visele oricărui ploieștean care se gândește la acest lucru. Așteptăm să le vedem ridicate, să le vedem funcționale, să vedem cadre medicale angajate și să dea Dumnezeu să fie bine scăpând și de pandemie, să avem, știu eu, parte de tratamente medicale, de proceduri medicale făcute la cel mai înalt nivel. Vorbesc, domnule președinte, despre centurile ocolitoare care sunt nu utile, sunt extraordinar de utile în această perioadă sau din ce în ce mai utile, ținând cont de ce s-a întâmplă, ce s-a întâmplat în ultima perioadă și vedem că lucrurile se agravează, din păcate, pe DN1, pe Valea Prahovei, aglomerația din ce în ce mai mare, timpii de așteptare din ce în ce mai mari. Vorbim despre centuri ocolitoare în zona stațiunilor montane. Când, sigur, întrebarea unui prahovean ar putea fi și e firesc să fie așa, când vor fi gata sau când estimați dumneavoastră că se va putea circula pe aceste centuri ocolitoare? Da, într-adevăr, avem, să spunem așa, avem discuția despre partea aceasta cu centurile ocolitoare. Noi am făcut mai mult decât primii pași. Am discutat pe partea de realizarea studiilor de fezabilitate, dar și am trecut mai departe în unele cazuri la partea de culoare de expropiere și așa mai departe, tot ce implică o centură ocolitoare. O să iau un pic punct cu punct ca să știm. Mă rog. Avem partea de Valea Prahovei, unde este, să zicem, focusul principal la acest moment, pentru că este și cea mai necesară porțiune, să spunem. Da. Avem centura ocolitoare de la Zuga Bușteni și aici este un proiect destul de complex, având în vedere și locația, să spunem așa, munte și inclusiv o parte de, să zicem, locuințe foarte apropiate una de cealaltă. Este un proiect de aproximativ, să zicem, o cifră rotundă, 100 de milioane de euro. Noi am realizat cam totul. Așteptăm partea de finanțare la acest moment. Atât centura ocolitoare a Zuga Bușteni, cât și, să îi spunem noi, sora mai mică, centura ocolitoare a Comarnicului, ar trebui să fie finanțată din fonduri europene, din programul Connective Europe. Aici, la acest moment, încercăm să introducem aceste centuri pe aceste zone de finanțare și sperăm că și le realizăm cu ajutorul, bineînțeles, al Ministerului de Resort. Tot pe această zonă am terminat săptămâna trecută și, să zicem, o uniformizare a rutelor, pentru că și tot în această zonă destul de îngustă trece și autostrada, viitoarea autostradă Ploiești-Brașov. Și atunci a trebuit să ne, oarecum, să ne uniformizăm planurile și cu CNAIRU pentru a putea demara lucrările și, bineînțeles, pentru a realiza și alte lucrări de conexiune între aceste centuri ocolitoare și viitoarea autostradă.
Cam totul este aranjat la acest moment. Într-adevăr, sunt câteva noduri rutiere discutate, probabil le-ați văzut prezentate în presă, atât în Sinaia, cât și în zona de predeal. Adică sunt oarecum lucrurile destul de bine stabilite. Și mai ales la acest moment mai avem pe zona aceasta doar să, în momentul când avem sursa de finanțare deschisă ca și axă, în momentul acela avem execuția proiectul tehnic și de execuție în licitat. Termenul de proiectare și execuție va fi destul de strâns, probabil undeva în jur de 18 luni. Probabil că acolo, sau chiar mai puțin de 18-16 luni, vom vedea exact. Deci ne așteptăm ca până în 2024 să avem aceste centuri ocolitoare funcționale, să spunem. Sau cel puțin în zona de execuție și să urmăm un plan de execuție bine stabilit. Da, deci și dacă vorbeam de o fericită situație în care la Ploiești am putea avea un spital județean nou și un spital municipal nou, să ne gândim că am putea avea o altă situație fericită în care am putea avea aceste centuri ocolitoare, dar și o autostradă către Brașov. Chiar că ar depăși orice imaginație. Să sperăm că vom trăi astfel de zile. Da. Da, și noi ne dorim foarte tare acest lucru. V-am spus, sunt niște proiecte asumate încă de acum 2 ani de zile. Într-adevăr, a durat ceva până când am ajuns în acest punct, fiindcă, să spunem, sunt anumite proceduri de urmat. Dar ținem foarte mult și avem ca priorități chiar aceste lucruri discutate: spital, infrastructură rutieră. La fel de bine, pe lângă ce v-am spus mai devreme, mai avem câteva variante ocolitoare. Să spunem așa, o variantă alternativă la Valea Prahovei este drumul sau centura ocolitoare Bănești, Valea Doftanei, Săcele, da, care, să spunem, este împărțită în două. Oarecum Valea Doftanei Săcele este un proiect în parteneriat cu CNI-ul deja discutat și care a făcut deja primii pași, adică deja se lucrează la podețe, la poduri în zona respectivă. Și avem centura ocolitoare, partea a treia, Bănești, Valea Doftanei, care și ea este un proiect destul de amplu, care vine în completarea porțiunii celelalte de pe Valea Prahovei. La fel, mai sunt încă deja două variante ocolitoare care deservesc oarecum o zonă mai restrânsă, Mizil și Valea Teleajului pe partea aceasta de Păulești, Găgeni, Plopeni, Băicoi. Plus ceva ce avem, să spunem, și aici la cele două deja studiile de fezabilitate sunt terminate. În următoarea ședință de Consiliu Județean, în mod normal, ar trebui să intrăm cu indicatorii tehnico-economici aprobați pentru expropieri și pentru toate lucrurile acestea. Deci deja suntem în zona aceasta. Aceste centuri vor fi finanțate probabil cel mai mult din PNI, Programul Național al nostru. Și mai există încă un plan bine delimitat, pentru că avem trei treceri, să spunem, către zona montană. Este centura așa numită a Vălenilui, foarte necesară, pentru că vedem cu toții ceea ce se întâmplă în Vălenii în ultimul timp pe DN1A, blocaje și așa mai departe, da. Și acolo se fac pași destul de rapid, tocmai să ajungem din urmă celelalte zone. Deci cam aici suntem cu partea de infrastructură. Bineînțeles, pe scurt o să vă mai spun, că știu că timpul e destul de limitat. Mai avem un proiect, să spunem, este un proiect combinat atât de infrastructură cât și de dezvoltare a turismului în zona prahoveană. Este un proiect, noi îl intitulăm Transbai. Este oarecum o legătură între DN1A în zona de Lipănești și
Valea Doftanei, urcând mai apoi undeva spre Azuga și către Bușteni. Este un drum care ar trebui să scoată Prahova în, să zic, în splendoarea, să demonstrăm splendoarea locurilor din Prahova, deci este turistic în primul rând și de dezvoltare turistică. Un proiect foarte ambițios, într-adevăr, pentru că zona aceasta nu este exploatată așa cum ar trebui din punct de vedere turistic. La care, într-adevăr, facem și acolo primii pași anul acesta. Pentru că vorbim despre infrastructura rutieră, am observat că a fost anunțat proiectul unui pasaj peste DN1, mai precis peste centura de vest a orașului. Despre ce este vorba, domnule vicepreședinte? E vorba de un pasaj rutier sau destinat pietonilor? Acum depinde, o să discutăm exact despre ce avem ca și despre ce spuneți noastră. Există un pasaj, într-adevăr, în zona Buda. Da, strada Buda și DJ101I, cred. Da, este un pasaj, să spunem, necesar, pentru că datorită faptului că în zona respectivă erau foarte multe accidente, accesul către localitatea Buda a fost întrerupt prin montarea acelor separatoare de sens. Da. S-a mers pe ideea realizării unui pasaj tocmai pentru a conecta din nou Ploieștiul de localitatea Buda. Deci e vorba de un pasaj rutier. Un pasaj rutier, da, într-adevăr. Da. Este în planurile noastre, este destul de avansat și acest proiect. El este, să spunem așa, avem ca și proiect inclus această investiție, la fel de bine cu realizarea și altor puncte sensibile, să spunem, să nu mai avem puncte sensibile pe zona de DN1. Și aici discutăm despre celebrele puncte negre pe harta rutieră din județul Prahova. Și bineînțeles, cu o discuție aici, pentru că știu că au existat discuții în ceea ce privește montarea de sensuri giratorii pe DN1. Da. Într-adevăr, a fost tot o discuție și poate există în continuare, dar pentru noi prioritatea a fost salvarea vieților umane. Nu vrem să mai avem așa ceva. Și aici sunt oarecum trei zone. Florești, zona de Florești cu probleme destul de mari, zona Păulești, intrarea spre pădurea Păulești și zona de Gorgota la Potigraf. Deci sunt câteva zone foarte sensibile din acest punct de vedere, unde s-au făcut, să spunem, pași destul de importanți. Acum suntem la diverse stadii de realizare. Cel mai avansat este sensul giratoriu de la pădurea dinspre pădurea Păulești. Probabil undeva în câteva luni o să intrăm cu execuția în zona respectivă. La fel și către Florești, este prins în bugetul județului și acel sens giratoriu. Adică destul de mult să nu mai avem victime omenești pe drumurile naționale și județene din Prahova. Da. Deci, domnule vicepreședinte, ca o concluzie, acestea ar fi principalele obiective și proiecte pe care Consiliul Județean Prahova și le-a propus pentru acest an, în contextul unui buget, să-i spunem, record pentru istoria Prahovei. Da, mai sunt și altele. Mai sunt și altele, dar le-am pomenit pe cele mai importante, da. Cele mai importante avem și aceste obiective, da. Da, am vrut neapărat să punctăm această concluzie pentru că aș vrea să vă propun să discutăm un pic și despre ceea ce se întâmplă în politica prahoveană și națională, pentru că dumneavoastră sunteți membru USR, iar în USR nu a fost liniște în ultima perioadă, nici în USR Prahova și nici în USR la nivel național. Și acum nu știu cu ce vreți să începem, cu USR Prahova sau cu USR național, ambele subiecte sunt la fel de interesante. Eu vă propun, adică vă întreb dacă acum, după ce s-a întâmplat la nivel național,
S-au liniștit apele, s-au calmat lucrurile în USR Prahova? Bun, ca temă de discuție, oarecum USR Național nu a influențat foarte mult USR Prahova, să spunem. Da, au existat și să știe foarte bine, inclusiv din presă, am avut celebrele scurgeri de informații, să spunem așa, celebrele prin screen-uri. Din păcate, acele prin screen-uri nu trebuiau să iasă din grupul intern. Bineînțeles, eu văd lucrurile într-o perspectivă, să zicem, atât internă, dar cât și externă. Intern, da, există discuții, ca în fiecare partid probabil are discuțiile interne. Lucrurile ar fi trebuit să rămână în intern. Din păcate am ajuns să avem și lucruri către extern. Acum revenim la subiect, să nu vorbim generalități. Da, USR Național, să spunem, am avut această problemă săptămâna trecută cu demisia președintelui, oarecum neașteptată. Da, și foarte rapidă după alegerea domnului Cioloș, câteva luni. Într-adevăr, eu chiar am dat un comunicat în care am regretat decizia aceasta, pentru că n-am văzut-o venind și nici nu cred că era necesară, dar să spunem așa, fiecare își alege calea de urmat. Bineînțeles, având diferite criterii de evaluare a situației de fapt. La fel cum am spus, mergem mai departe. Avem structurile necesare și avem oamenii necesari în partid să mergem mai departe. Cătălin Drulă, actualul președinte interimar, cred că va face o figură frumoasă și din cum s-a văzut, bineînțeles că încearcă să găsească punți de a lega, de a ne lega pe noi colegii. La fel de bine pot să spun că au existat tensiuni și în USR Prahova. Aici, să spunem așa, oarecum discuțiile despre tensiuni sunt mai mult urmarea alegerilor interne. Da? Deci nu este vorba de un capitol, să zicem, de politică externă, ci mai mult de ce s-a întâmplat în intern. Din păcate, pentru noi, o astfel de poziționare a luptelor, să zicem, interne, pentru că trebuie să spunem și lucruri adevărate și nu numai generalități, da? Ca în orice partid există o luptă internă de a demonstra cât de performanți suntem și cât, să spunem, cât de bine putem să realizăm obiectivul acesta de politician. Noi, să spunem, unii dintre colegi au dus luptele la un alt nivel, să spunem, la nivelul de a face acele plângeri penale și așa mai departe. Regretabil, să spunem, n-ar fi trebuit să ajungem acolo, pentru că avem structuri interne de a putea controla astfel de decizii. Dar bine, fiecare vrea să demonstreze cât de mult poate să realizeze. Ceea ce am uitat noi, și cred că aici ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice politician, atât la nivel local cât și la național, este că ceea ce contează este doar părerea cetățeanului și ceea ce facem pentru cetățeni. Aici avem mult de demonstrat, eu spun foarte bine și asta încerc să realizez, să demonstrăm prin faptele noastre. De asta am invitat și colegii din USR Prahova să demonstrăm mai mult cetățenilor că ne interesează de dumnealor decât să ne luptăm intern. Fie că vorbim de parlamentari, fie că vorbim de reprezentanți locali ai partidului, aici este discuția. Ce facem pentru cetățenii noștri și pentru votanții noștri? E foarte important să realizăm lucruri, să spunem așa. Și acum e liniște în USR Prahova, domnule vicepreședinte? Este liniște înaintea furtunii, să spunem așa, cu David. Am înțeles. Domnule vicepreședinte, voiam să vă mai întreb un lucru. Indiferent de cum am putea
analiza și cataloga scurtul mandat al domnului Dacian Cioloș în fruntea USR, există un instrument care se numește sondaj de opinie. Și sondajele de opinie realizate în ultimele luni arată un lucru care ar trebui să-l întristeze pe domnul Cioloș și probabil că îl și întristează. USR a pierdut vreo 4-5% în scurtul dumnealui mandat. Acum, sigur, au fost tot felul de evenimente care, independente de domnul Cioloș, care au contribuit la această scădere. Dar întrebarea mea la dumneavoastră este următoarea. Credeți că în următoarea perioadă USR poate să recupereze această pierdere? Sunt convins că da. Și vă spun de ce. Am început cu a, să spun așa, a spune o dorința mea în ceea ce îl privește pe președintele interimar Cătălin Drulă, da? Tocmai de a regăsi, și spuneam eu în comunicatul meu, că unul dintre obiectivele lui este de a regăsi acest drum către cetățeanul și persoană, să spunem, votantul din România. Într-adevăr, am avut o perioadă, bun, influențată sau nu de pandemie, probabil și influențată de, să spunem așa, de politica națională, intratul la guvernare, probabil după aceea ieșitul de la guvernare, dar am avut o perioadă în care, într-adevăr, să spunem, nu ne-am concretizat ca mesaj către cetățean. E, aici este o discuție și aici lucrăm cu toții. Toți membrii USR încearcă la acest moment să revenim cu obiective și cu partea aceasta de reîntoarcere cu fața către cetățean. Nu spun că nu am făcut-o până acum. Adică noi ce am promovat la momentul, inclusiv când am fost la guvernare, noi am avut obiective foarte bine precise și foarte bine orientate. Atât că în ceea ce privește, să spunem, partea de justiție, cât și partea de transporturi. Cred că am mers pe ceea ce era corect, ceea ce era drept și obiective normale, deci nici măcar foarte, să zicem așa, vizionare. Da, erau doar obiective normale pentru un partid politic din România. Bun, altele au fost motivele, probabil, și le știm cu toții foarte bine de ce am ieșit de la guvernare. Dar la acest moment, bun, noi ne așteptăm ca în perioada următoare să putem să demonstrăm și să creștem în sondaje. La fel de bine spun și am spus-o mereu, la acest moment sunt aceste sondaje de opinie, sunt o poză la minut, să spunem așa. Bineînțeles, în momentul în care vor fi alegerile, vom deconta cu toții, toate partidele, realizările din perioada anterioară. De asta spun că la acel moment probabil va fi poza cea mai bună pentru fiecare din partide. Dar noi sunt convins că vom recâștiga electoratul și vom ajunge exact acolo unde ne este locul și unde am demonstrat că putem să fim. Domnule vicepreședinte Cristian Apostol, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru această discuție în care, sigur, ați oferit celor care au fost alături de noi foarte multe informații legate de proiectele Consiliului Județean în acest an. Vă mulțumesc și, ca prahovean, nu pot decât să spun că vă țin pumnii și să vedem cât mai repede și acele centuri ocolitoare și spitalul, viitorul spital județean, spitalul nou. Toate aceste lucruri puse în practică ar fi de mare folos pentru toți prahoveni. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că mi-ați dat posibilitatea să spun așa, să ofer din proiectele discutate și bugetate ale Consiliului Județean. Într-adevăr, doar un minut aș mai vrea să mai vă rețin.
conducerea județului chiar face eforturi pentru a dezvolta Prahova. Și asta este un lucru, avem o echipă aici în conducere, dar și în cadrul Consiliului Județean. Este o echipă care va performa, performează deja și va performa. Și alături de toți colegii din Consiliul Județean, eu cred că vom aduce Prahova exact la nivelul de dezvoltare. Probabil, cum este și bugetul în primele locuri, așa vom ajunge și cu dezvoltarea. Da, trebuie, din păcate, avem nevoie de timp pentru a arăta că se poate. Dar noi facem eforturi în fiecare zi, în fiecare zi suntem aici, tocmai pentru a demonstra acest lucru, fiecare cu părticica lui. Vă mulțumesc încă o dată, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare, până atunci, toate cele bune.